Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și așa cum v-ați obișnuit, o parte din tutorialele mele sunt executate la cererea dumneavoastră. Acum câtva timp, o doamnă din care face parte din acest minunat canal de YouTube mi-a cerut tutorial pentru, dacă pot executa pentru acest ou, voi face în modul în care să puteți vedea. Eu l-am tradus, tutorialul original nu mi-aparține, l-am tradus din altă limbă, însă îl voi lucra în limba română și autoarea acelui proiect este o doamnă poloneză. Pentru a executa acest proiect, eu voi folosi firul de macrame, macrame mercerizat, care poate fi lucrat cu croșetul numărul 3, după cum vedeți aici. Este macrame fir de bumbac 100%, însă nu voi folosi croșetul numărul 3, ci voi folosi croșetul cu numărul 2,10 mm. Voi face, cred, prima parte astăzi, pentru că este mult de lucru și voi pune... Am pus jos ghemul să nu fac gălăgie, la mine este foarte devreme, este 3:30. Vom începe în mod normal, cu cercul magic, în care vom lucra un număr de 18 piciorușe scurte. Aceasta va fi baza de plecare a părții cele mai mari, partea de desubt, pentru că partea de deasupra este un pic mai mică. Deci avem 2, 3, 4, 5 și vom continua până la un număr de 18 piciorușe. Am lucrat cele 18 piciorușe scurte, închidem cercul magic, iar rândul îl închidem în primul picioruș cu fir alunecat. Din acest moment vom lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, 1, 2 și cel de-al treilea. Luăm firul odată pe croșet, ne vom deplasa în următorul picioruș scurt și vom lucra din nou un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș scurt și acum vom face din nou un picioruș dublu. Deci nu mai repet întotdeauna picioruș scurt pentru că sunt aceleași. Voi continua în următorul picioruș cu cel de-al doilea picioruș dublu. Două ochiuri de lanț de separare, firul din nou pe croșet și vom continua din nou cu o serie de 2 piciorușe duble. Deci în următoarele 2 piciorușe scurte, alte 2 piciorușe duble. În felul acesta facem baza oului, 2 ochiuri de lanț de separare, și vom continua astfel până la sfârșitul rândului și vom obține 9 grupuri de câte 2 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua lucrarea. După cum vedeți, am ajuns aproape la capătul rândului. S-au format cele 9 grupuri de câte 2 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț. Eu acum voi face ultimele 2 ochiuri de lanț, voi închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat, în felul acesta. Eu sper să nu ies din cadru, să puteți vedea. Și din nou cu fir alunecat mă voi îndrepta înspre
acest arc format din două ochiuri de lanț. Aici va fi partea cea mai interesantă. Deci totul se va desfășura, toată lucrarea, practic, mijlocul fiecărui segment, de aici va porni, va avea mijlocul. Și aici voi lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet odată, așa cum ați văzut, lucrez cel de-al doilea picioruș dublu. Două ochiuri de lanț de separare și din nou două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Eu sper să mă fac înțeleasă de către dumneavoastră. Deci primul spațiu deja l-am lucrat. Acum vom trece în spațiul următor și vom lucra din nou un număr de două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu format din cele două ochiuri de lanț din rândul anterior. În felul acesta noi vom continua pe întreg parcursul rândului, deci fiecare spațiu format din cele două ochiuri de lanț va beneficia de acest segment. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmate de alte două piciorușe duble. Noi ne vom întâlni la capătul rândului, după care vom continua lucrarea. Aceasta este ceea ce trebuie să obținem. Am ajuns la capătul rândului, după cum vedeți. Lucrarea începe să prindă formă. Acum voi închide cu piciorul alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul acestui rând și din nou cu fir alunecat mă voi deplasa către mijlocul primului segment, după cum vedeți, și voi începe. În spațiul format din cele două ochiuri de lanț, voi începe lucrând trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț. În același spațiu voi lucra din nou două piciorușe duble. Voi face un ochi de lanț de separare, acesta va separa segmentele, după care firul pe croșet voi intra în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra exact ca și până acum, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. Un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, intrăm în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț, mai repet o dată pentru dumneavoastră, apoi vom lucra singure. Deci, de data aceasta, în fiecare spațiu vom lucra exact ca și rândul pe care abia l-am încheiat, acea secvență de patru piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț, însă vom adăuga un ochi de lanț de separare între secvențe. Ceea ce obținem este aceasta. Deci nu uitați, un ochi de lanț de separare între fiecare segment. Iar acum vom continua singure. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu de două ochiuri de lanț. Aici voi lucra așa ca și până acum.
două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble în același spațiu. Un ochi de lanț de separare, apoi voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Întotdeauna rândurile le închidem cu fir alunecat. După care mă voi deplasa în corespondența celui de-al doilea picioruș. Deci nu intrăm direct în acest arc. Avem 1, 2, vedeți? Două piciorușe duble, cele două ochiuri de lanț și alte două piciorușe duble. Noi ne vom deplasa în interiorul acestui al doilea picioruș și un pic vom face mai întâi un fir alunecat. În corespondența acestui picioruș voi lucra un picioruș dublu. Un picioruș dublu. Acum intrăm în corespondența celor două ochiuri de lanț din rândul anterior și voi lucra, ca și până acum, două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Deci acestea sunt în interiorul spațiului. Firul nu este atât de bine mercerizat pe cât spun ei. După care voi continua, voi ieși din raza arcului format și voi intra în piciorușul următor. Voi face un nou picioruș dublu. Și astfel vom începe să creăm aceste evantaie. După cum vedeți, acum am obținut 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe duble. Voi face un ochi de lanț de separare, așa cum am făcut în rândul anterior, și vom trece la următorul segment. Voi sări primul picioruș, voi intra în cel de-al doilea picioruș dublu, voi face un picioruș dublu. Voi intra în acest spațiu de două ochiuri de lanț și voi lucra ca și până acum, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. Acum ieșim din interiorul spațiului și în piciorușul dublu următor vom face din nou un picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare și vom repeta toată această procedură pe întreg parcursul rândului. Am intrat în cel de-al doilea picioruș, am făcut picioruș dublu în interiorul celor două ochiuri de lanț. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble în același spațiu, urmate de un picioruș dublu în următorul picioruș, un ochi de lanț de separare și astfel vom continua pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la sfârșitul acestui rând, voi face ochiul de lanț de separare, voi închide cu piciorușul alunecat în primul picioruș de la începutul rândului, în felul acesta, un pic, după care mă voi îndrepta către următorul picioruș. Vedeți, aici avem trei piciorușe. Primul, aici unde am închis rândul, al doilea și al treilea. Noi ne vom deplasa către cel de-al doilea, cu fir alunecat, în felul acesta,
Voi lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în următorul picioruș dublu din rândul anterior. Voi face un picioruș dublu, după care voi intra în interiorul arcului din cele două ochiuri de lanț și voi lucra ca și până acum, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu, ieșind în afara spațiului, vom continua un picioruș dublu în corespondența primului picioruș dublu de aici, din rândul anterior, cel de-al doilea picioruș dublu. Deci acum, practic, am început să dezvoltăm, să facem cât mai mare acest evantai. Voi face un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi merge către următorul segment. Voi sări primul picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș dublu. Firul pe croșet mă deplasez în următorul picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet mă deplasez în spațiu format din cele două ochiuri de lanț, iar aici voi lucra ca de obicei două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmate alte două piciorușe duble. Eu sper să nu ies din cadru. Firul pe croșet. În următoarele două piciorușe duble din rândul anterior voi face câte un picioruș dublu. Deci începem să lărgim un pic. Primul picioruș dublu, cel de-al doilea, un ochi de lanț de separare și după cum vedeți acum avem patru piciorușe duble de o parte, două ochiuri de lanț, patru de cealaltă. Ochiul de lanț de separare și vom continua. Vom sări primul picioruș dublu din rândul anterior, din seria acestor trei. Lucrăm două piciorușe duble, primul, cel de-al doilea. Voi intra în interiorul arcului, din cele două ochiuri de lanț și voi lucra două piciorușe duble. 1, 2, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, acestea sunt în spațiul de două ochiuri de lanț din rândul anterior. Voi continua cu alte două piciorușe duble afara spațiului. 1, 2, aceste croșete sunt atât de dificile de lucra cu ele, un ochi de lanț, și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Vedeți că încet, încet lucrarea devine din ce în ce mai largă, crescând numărul de ochiuri. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ochiul de lanț de separare. Voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu piciorușul alunecat. Apoi mă voi deplasa în următorul picioruș, în cel de-al doilea picioruș cu fir alunecat. Voi face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua picioruș dublu în piciorușul următor. Un alt picioruș dublu în următorul. Am ajuns în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț și voi face ca și până acum două piciorușe duble,
două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu, 1, 2, se încălzește și firul aici, deci cel de-al doilea. Am format evantaiul din interiorul lucrării și voi continua cu câte un picioruș dublu în următoarele trei piciorușe din rândul anterior. Cel de-al doilea, cel de-al treilea. Și aici am încheiat acest evantai. De data aceasta, în total, până la ochiurile de separare, avem 2, 4, 5 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 5 piciorușe duble. Acum facem un ochi de lanț de separare și ne deplasăm către următorul evantai. Vom sări primul picioruș și vom intra, vom lucra următoarele 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. În corespondența celor două ochiuri de lanț vom lucra ca întotdeauna două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, vom continua cu următoarele 3 piciorușe duble. Cel de-al treilea, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, sărim din nou primul picioruș și repetăm ceea ce am lucrat până acum. Deci cu fiecare rând vom lărgi evantaiul care se formează, vom lărgi fiecare segment, așa cum îl numesc eu. În corespondența celor două ochiuri de lanț, întotdeauna va fi aceeași secvență, două piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț, pentru că astfel pregătim spațiul pentru următorul rând. Vom continua din nou, trei piciorușe duble. Insist pentru că vreau ca să înțelegeți bine ceea ce lucrez. Un ochi de lanț de separare și uitați-vă ceea ce obținem. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ochiul de lanț de separare între segmente. Voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Cu fir alunecat mă voi deplasa în următorul picioruș. De data aceasta din nou voi lucra 3 ochiuri de lanț și mă voi deplasa cu piciorușe duble în următoarele piciorușe. Deci am deja 1, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu și am ajuns în corespondența ochiurilor de lanț din mijloc, unde vom repeta, ca și până acum, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț,
alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. Și voi continua lucrând următoarele 4 piciorușe duble. Sper că nu ies din cadru. 2. Cel de-al patrulea picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare. După cum vedeți, acum avem 2, 4, 6 piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte 6 piciorușe duble, ochiul de lanț de separare și trecem în următorul segment. Vom sări întotdeauna primul picioruș, vom intra în cel de-al doilea și vom repeta. 1, 2, 3, 4 piciorușe duble. În corespondența celor două ochiuri de lanț vom face două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, vom continua cu următoarele 4 piciorușe duble. Ochi de lanț de separare și ne vom îndrepta către următorul evantai. Astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând și vom continua. Am ajuns la capătul acestui rând, am făcut ochiul de lanț de separare, voi intra în cel de-al treilea ochi din primul picioruș și voi închide cu fir alunecat, așa cum v-ați obișnuit, voi intra apoi în corespondența celui de-al doilea picioruș cu fir alunecat, voi face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și apoi voi face câte un picioruș dublu în corespondența următoarelor 4 piciorușe duble. Deci acum, cu primul picioruș de început, avem o serie de 5 piciorușe duble. Vom intra în spațiul format din cele două ochiuri de lanț și vom lucra ca și până acum, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. Apoi vom continua cu 5 piciorușe duble. Ce croșet! 4 și cel de-al cincilea.
un ochi de lanț de separare. După cum vedeți, de data aceasta, evantaiul format are 7 ochiuri de lanț, 7 piciorușe duble pe o parte, 2 ochiuri de lanț de separare, 7 piciorușe duble pe cealaltă. Și vom continua următorul rând, sărind primul picioruș, vom intra direct în cel de-al doilea. Insist pe aceste detalii pentru că aș dori să înțelegeți bine. De aceea am spus că voi face două tutoriale. Bine, va fi și mai ușor să le încarc pe YouTube pentru că internetul este foarte greoi și am ia ore întregi să încarc un tutorial. Exemplul acesta îmi va lua, cred că în jur de 5 ore să încarc această parte. Am intrat în corespondența celor două ochiuri de lanț, am făcut deja două piciorușe duble, voi face următoarele două. Am făcut ochiurile de lanț de separare și continui cu 5 piciorușe duble. Să-mi rămână în urmă un fir, pentru că apoi aspectul final nu va fi atât de plăcut. 3, 4, cel de-al cincilea, ochi de lanț de separare și vom continua în felul acesta. Acesta este ceea ce vom obține. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Am făcut ochiul de lanț de separare. Voi închide, ca de obicei, cu piciorușa alunecată în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum vă rog să fiți atente, pentru că este foarte important. Cu fir alunecat mă voi îndrepta spre cel de-al treilea picioruș dublu din rândul anterior. Deci nu în al doilea, cum am făcut până acum. Ne vom îndrepta către cel de-al treilea. Apoi, la sfârșitul rândului, veți vedea de ce facem această... Deci am ajuns în corespondența celui de-al doilea. Acum, în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu din rândul anterior, și lucrez 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lucra următoarele piciorușe duble. Deci am 2, 3, 4, 5. Nu uitați, aici vor rămâne 2 piciorușe duble nelucrate. Acum voi intra în corespondența celor 2 ochiuri de lanț și voi lucra ca și până acum 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, urma de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care voi continua. Piciorușe duble. Și voi lucra. 1. 2. 3, 4,
5. Iar acum, din nou, atenție. Voi intra în corespondența celui de-al șaselea picioruș dublu. Am luat firul odată pe croșet. Voi face un picioruș dublu neterminat. Deci avem deja două fire aici. Voi lua din nou firul pe croșet. Voi intra în următorul levantai, în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu. Și voi face din nou un picioruș dublu neterminat. Vedeți, am trei fire acum pe croșet. Le voi închide pe toate trei împreună. În felul acesta vom strâmta un pic lucrarea. După care vom continua cu piciorușe duble. Vă voi arăta încă o dată. Continuăm cu piciorușe duble până în corespondența celor două ochiuri de lanț. Sper să nu ies din cadru, nu reușesc să văd bine, pentru că aici spațiul, întotdeauna spun, spațiul meu de lucru este foarte mic și laptopul este undeva într-o parte, eu doar cu coada ochiului reușesc să văd câte ceva. În corespondența celor două ochiuri de lanț lucrăm ca de obicei, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. Și din nou vom continua cu piciorușe duble. Și avem 1, 4-lea piciorușul dublu, cel de-al 5-lea piciorușul dublu. Am ajuns în corespondența celui de-al 6-lea piciorușul dublu, pe care îl vom face neterminat, vom ține pe croșet, luăm firul pe croșet, ne deplasăm în următorul levantai în corespondența celui de-al 2-lea picioruș. Voi face un picioruș dublu neterminat și le voi închide pe toate trei împreună. După care vom continua în mod normal, așa cum ați văzut că am continuat acest rând. Deci nu uitați, ultimul picioruș dublu va fi neterminat și primul din evantaiul următor, din nou neterminat, le închidem pe toate trei împreună. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu din acest rând. Voi lua firul pe croșet, voi intra în ultimul picioruș, voi face picioruș dublu neterminat. Firul pe croșet, după cum vă amintiți, aici la începutul rândului am lăsat două piciorușe duble nelucrate. Voi sări primul, voi intra în cel de-al doilea, voi face un picioruș dublu neterminat, le vom închide pe toate trei împreună, în felul acesta, și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Din acest moment, aici voi face un ochi de lanț și în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior voi face un picioruș scurt. În felul acesta mă deplasez către mijlocul levantaiului. În acest spațiu format din două ochiuri de lanț vom face două piciorușe scurte.
apoi continui cu piciorușe scurte. Iar acum, în următoarele piciorușe, vom face în felul următor. 1, 2, 3. Vom face 3 piciorușe scurte. 2. Voi lua doar așa pe croșet. Cel de-al treilea și vom închide totul împreună. În felul acesta voi lucra încă o dată în modul în care dumneavoastră să puteți vedea. Deci voi continua cu piciorușe scurte. Până când voi ajunge în corespondența celor două ochiuri de lanț. În corespondența celor două ochiuri de lanț voi face două piciorușe scurte. Voi continua cu piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar acum următoarele 3 piciorușe scurte, nu le voi termina, voi intra doar cu croșetul și le voi închide pe toate împreună. În felul acesta strâmtăm și dăm forma lucrării. Vedeți, aproape nu se cunoaște de fapt. În felul acesta va trebui să continuăm pe întreg parcursul acestui rând. Acesta va fi ultimul rând. Cine dorește acesta îl poate face cu altă culoare, însă eu prefer să lucrez în culoarea de bază pentru că apoi voi putea să ornamentez lucrarea în modul în care doresc, cu culorile pe care eu le doresc. Și de aceea prefer să-l fac cu o culoare unică. Apoi putem aplica o fondiță într-o parte. Bineînțeles, în interior vom forma cuibul în care veți pune fie un puișor, fie o găinușă, ceea ce doriți dumneavoastră. Am ajuns din nou în corespondența celor 3 piciorușe scurte pe care le vom închide împreună. Felul acesta. Și vom continua cu piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului pentru a închide lucrarea.
Încet, încet ne îndreptăm către sfârșitul acestui rând și către sfârșitul acestui prim tutorial al oului croșetat. Eu aș dori foarte mult să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru comentarii. Nu credeam că în lumea YouTube-ului se pot găsi persoane cu suflete atât de mari precum ale dumneavoastră, persoane care îți devin prieteni, care te susțin, care te încurajează. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, frumoase comentarii care practic îmi încălzesc sufletul de bucurie. Am ajuns în corespondența ultimelor piciorușe duble din rândul anterior. Acum voi face ultimele trei piciorușe scurte pe care le voi închide apoi împreună. Uitați-vă acesta. Și voi închide totul cu fir alunecat. Mulțumesc tuturor pentru sprijin și încurajare, Andreea și Răzvan. Mai ales, voi îmi sunteți foarte dragi, eu vă urmăresc cu plăcere și vă admir, vă iubesc pentru ceea ce sunteți, tati și fetița. Alina din Germania, Painting Lovers, toți, Bogdan Șoferul, vă mulțumesc foarte mult. Așa cum vă spuneam, nu credeam că în lumea YouTube-ului voi găsi persoane care să fie atât de aproape, persoane care să te sprijine, să te încurajeze, să aprecieze ceea ce faci. Eu vă sunt recunoscătoare. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, persoanele de pe canalul de YouTube, care aveți încredere în mine, care mi urmăriți tutorialele, le lucrați cu drag. După cum vedeți, eu închid lucrarea cu fir alunecat. Mulțumesc tuturor și fiecare zi să vă aducă bucurii, pace, liniște, multă sănătate și tot ceea ce este mai frumos în lume vă doresc dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Apoi vom ascunde și acest capăt de fir de aici și astfel am încheiat prima jumătate a oului pe care doamna Mariana Ciomărtan o așteaptă de aproape 2 săptămâni. Timpul meu este cel care este. Dumneavoastră știți că eu și lucrez în același timp. Dacă nu aș avea nevoie de tratamentele medicale, n-aș fi atât de mult preocupată pentru toate acestea, însă trebuie să și lucrez. Acesta este adevărul și de aceea timpul ziua mi este ocupat cu serviciul, lucrez dimineața, după cum știți, foarte devreme. Deci aceasta este prima parte, voi continua cu partea a doua și cu suportul pentru oul nostru, bineînțeles. Apoi va trebui apretat, dar după despre toate acestea vom vorbi la sfârșitul lucrării. Eu atât am vrut să vă prezint astăzi. Acesta este prima parte a tutorialului ou croșetat. Vă mulțumesc din nou, vă doresc o zi minunată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă aștept alături de mine pentru a continua acest tutorial. O zi bună tuturor, la revedere!